Conform legislației în vigoare, persoanele fizice care intenționează să realizeze sau realizează deja în mod individual venituri din prestarea de servicii reprezentând meditații au obligația de a se înregistra la Oficiul Național al Registrului Comerțului și de a solicita autorizarea funcționării. Puțin profesori prahoveni au făcut acest lucru. Potrivit datelor furnizate de ANAF, aproximativ 300 de profesori din Prahova au declarat că obțin venituri din meditații. Cea mai mare sumă declarată de către un cadru didactic din pregătirile suplimentare cu elevii se ridică la aproximativ 100.000 de lei. Pentru rezultate cât mai bune, mai ales la examenele naționale, mulți părinți aleg să-și dea copiii la meditații particulare. Cam toți părinții ar trebui să dea prioritate la pregătiri extrașcolare. Da, să v-ați dat copiii la meditații? Da, la engleză. Și costisitor? Este ceva costisitor, dar dacă vrei să înveți să fie bine, trebuie. Cam câți bani trebuie să scoateți din buzunar? Pe 50 de lei pe zi, plătesc cu ora, ședința, da. 50, alții 70, 100, în funcție de profesor. Meditațiile sunt normale pentru a prospăta copilului cunoștințele. Sunt destul de costisitoare. Asta este adevărat. Dar este vorba de copil, în primul rând, și de părinte, dacă poate susține acest lucru. Vine în clasă, la școală, să facă meditații profesorul cu elevi, peste program. Așa da. Gratuit. Da. Profesorii care fac meditații, dar nu depun la timp declarațiile de venit și declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, pot fi sancționați cu amenzi de la 50 la 500 de lei.